Bună ziua, dragi ascultători, și bun găsit! Vă spunem astăzi Părintele Valentin și invitatul nostru de astăzi, Părintele Cezar Axinte. Părinte, Doamne ajută și bun venit la emisiunea noastră! Bine v-am găsit, Doamne ajută! Dragi ascultători, sunteți alături de noi, nu uitați numărul de telefon 0241515266 cu tarif normal rețeaua Intersat și numărul de SMS 0768123456 cu tarif normal rețeaua Telecom. Aveți de asemenea contact pe Yahoo Messenger la ID-ul Radio Dobrogea într-un singur cuvânt. Ne puteți urmări și video pe pagina noastră de internet radiodobrogea.ro. Dragi ascultători, astăzi vom încerca să trasăm așa un portret al omului nou, omul de tip nou. Orice societate și l-a dorit, orice orânduire, orice ideologie l-a căutat, l-a formulat, se pare că nu prea a mers, istoria verifică tot și noi de multe ori simțim că trebuie o mentalitate nouă de viață, o mentalitate care în Sfânta Scriptură și în modul creștin de viață este de la începuturi. Omul de tip nou întotdeauna este modelul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar până acolo să ajungem acest model quasi divin, sunt personalități care într-adevăr ne îndeamnă cu pași accesibili către acest nivel, acest obiectiv. Maica Domnului de foarte multe ori este modelul nostru, mulți sfinți pe care îi cinstim și printre aceștia Ioan Botezătorul este unul de frunte. Însăși Mântuitorul l-a remarcat și i-a subliniat aspectele deosebite ale vieții sale. De aceea ne permitem să observăm câteva din ceea ce din calitățile, din aspectele care controlează caracterul și să vedem în ce constă noutatea personalității sale, atât de frumos conturată de istorie, de scriptură, de socialul în care a trăit, însuși de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care spunea că cel mai mare născut dintre femei până la vremea aceea, cu, bineînțeles, cu oportunitatea de deschidere și către vremea creștină care urma să se nască și să se manifeste. Plecând de la acest aspect, Părinte, ce înțelegem prin omul nou sau prin noutate? Ce consideră Dumnezeu a fi noutate, deci din punct de vedere al absolutului a creației, vis-a-vis de modul cum vedem noi omenește noutatea, ca să vedem cât alt trebuie să facem? Da, nu pot să spun decât ceea ce spune Sfântul Ioan Damaschinul despre noutate, anume că singura noutate absolută sub soare este întruparea Mântuitorului Hristos, cu toate consecințele sale. Întruparea Fiului și Cuvântului lui Dumnezeu, nașterea acestui om nou, care este Dumnezeu om. Și Dumnezeu adevărat desăvârșit și om întreg. Aceasta e noutatea absolută în antiteză, dacă vreți, cu cuvântul lui Solomon, nimic nou sub soare. Cu adevărat, până la întruparea Mântuitorului, nimic nu era nou sub soare. Așadar, omul nou este omul Hristos, noul Adam, care vine cu adevărat să, prin vindecarea firii, prin întrupare, prin asumare, prin moarte, înviere, vine să vindece firea de moarte. Acesta este omul nou, omul nemuritor, omul care va învia și cu trupul și va fi unit în veșnicie cu Dumnezeu. Despre aceasta ne vorbește biserica, de fapt despre aceasta ne vorbește Dumnezeu în modul cel mai intim. Dumnezeu, revelația cea mai uimitoare, aceea a întrupării lui Dumnezeu, a întrupării Fiului lui Dumnezeu, care vine într-o intimitate desăvârșită cu omul, prin aceea nu că se apropie de om, ci că ia trupul acestui om și prin aceasta toată firea aceasta este chemată la îndumnezeire. Aceasta e noutatea absolută. Ceea ce părea că
ca despre neființă, ce era amenințat cu căderea către neființă, iată că este chemat la îndumnezeire. Da, acest gest al asemănării, întrupării, asemănării lui Dumnezeu cu omul, deschide la maximum calea asemănării omului cu Dumnezeu. Așa este. Și spuneați la un moment dat frumos, omul nou, omul, Dumnezeu, omul, însă cred că trebuie să spunem, pentru că este o mentalitate, mulți se simt zei, Dumnezei pe pământ, în fel și chip, diferite, sau sub la umbra diferitelor credințe și ideologii. Cred că trebuie accentuat faptul după modelul Fiului lui Dumnezeu, adică lui Hristos, că altă tendință de a fi Dumnezeu în staulul tău este, poate fi demonică. Nimeni dintre acești zei, semizei, ultrazei, cum vrem să-i numim, nu a spus că, și mai mult, nu s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu și nu s-a înviat pe sine. N-a argumentat lucrul acesta. Deci nu a probat lucrul acesta în modul cel mai practic, în modul fizic, experimental. Deci singura persoană din istoria omenirii care a arătat că este Fiul lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Toate cele, nimeni nu vorbește, nicio religie nu vorbește. Vorbim din cele, sigur, care au aderenți mulți, vorbim de un mai miliard ample, de oameni. Da, care deci, au marcat istoria. Da. Eu nu pot să zic cele trei mari religii monoteiste, pentru că nu pot din motive de credință. Dar pot să spun că sunt... Există riscul pentru cine nu cunoaște, ca spun așa, să zică că sunt egale, deci sunt... Da, în plan teologic, în plan tehnic, sigur că poți să vorbești despre lucrurile acestea, dar când vorbești la radio, să zicem, pentru ascultători, pentru oameni care au credința din fire și nu teologică, scolastică, rațională, pentru aceea trebuie explicat că sunt într-adevăr idei, credințe care au aderenți, miliarde de aderenți, mult mai mult decât ortodoxia, de exemplu. Da, da. Însă de aceea și spune Mântuitor, nu te teme turmă mică, pentru că știe că e mică turma aceasta a celor care sunt noul Israel, noul popor ales. E bine, nicăieri în religiile aceia, întemeietorii de religii nu vorbesc de înviere și nu înviază ei. Toate celelalte sunt posibile omului. Unde știau când ajung, cum ar fi putut să se bage, pe dați seama. Nu, dar nici nu putea fi conceput, la nivelul minții căzute. Nu putea fi conceput acest lucru. De exemplu, Preasfânta Treime, Maica Domnului, ca născătoare de Dumnezeu, întruparea, toate aceste taine, învierea și toate aceste taine nu puteau fi născocite de om, nici măcar de diavol. Știm foarte bine că s-a tăinuit Hristos de diavol atunci când a fost buna vestire, când a fost nașterea și toate celelalte. Diavolul știa că vine Mesia, dar nu știa când, de aceea și spune taina cea din veci ascunsă. Când, și de îngeri neștiută, nici chiar toți îngerii nu știau taina aceasta. De aceea zice Gavril, atunci când îi vorbește lui Zaharia, eu pururea văd fața lui Dumnezeu. E în sfatul, în intimitatea, să spunem, Preasfintei Treime acolo și primește încredințările acestea să facă, de exemplu, să înștiințeze pe Maica Domnului că, iată, vei naște pe Dumnezeu. Ei bine, lucrurile acestea nu puteau fi născocite de diavol sau de mintea omenească, sub influență demonică sau sub influența ego-ului personal. De aceea, nimeni în istorie n-a îndrăznit să spună aceasta, chiar dacă au fost întemeietori, oameni noi, că vorbim de oameni noi, de Lao Tzu, poftim de Confucius, chiar am auzit zilele trecute că a fost un simpozion cu filozofia Bantu, a lui Nelson Mandela. A înființat și el, a întemeiat o școală filozofică cu un om nou, bineînțeles. Un om care, în sfârșit, cred că e un om mai bun, un om moral. Cam cel puțin aici, pentru zona aceea. Cam aici se limitează filozofia aceasta, zisă religie.
facem o filozofie, facem o, ne dăm cu părerea cum ar fi ca omul să devină mai bun. Însă el din sine poate să fie un om moral, un om de treabă. În definitiv, eu cred că sunt sute de mii, milioane de comuniști, oameni foarte valoroși din punct de vedere moral. În același timp, însă, dacă îi vorbești de Hristos, spune despre aceasta vom vorbi altă dată, sau despre înviere. Așa cum spuneau filozofii elini, îi spuneau lui Saul în Areopag. Prin urmare, fiecare vrea să facă ceva. E dintr-o pornire bună, să știți. Nu e nicio problemă că vine un om care se crede și poate chiar este providențial și vrea să facă, să îmbunătățească viața omenească. Nimic rău până aici. Problema este că nimeni n-a spus, sau nu problema, noutatea absolută distinția, este că nimeni nu a spus despre sine, eu sunt Dumnezeu. Sunt asemenea Tatălui din cer. Și numai să spună, că poate să fi găsit tulburat să spună și treaba asta, să probeze, cum spuneați mai devreme, lucrul acesta. De asta și Mântuitorul și-a umplut activitatea de minuni și la un moment dat a și spus, dacă nu mă credeți pe mine, de ce nu credeți lucrurile care le-ați văzut? Pentru că n-ați mai văzut așa ceva. Deci știa măsura și... Da, ca să nu mai vorbim de epifanii, nu? Să nu mai vorbim de arătările lui Dumnezeu, iată fiul meu iubit, iată la schimbarea la față, toate lucrurile acestea. Și tot ce înseamnă fiecare clipă din Noul Testament arată, adică te lasă fără aer. Nu poți să rămâi de piatră. Cel care are o sinceritate, are o căutare, rămâne fără suflare. Părintele Arsenie spunea așa, stă mintea în loc. Adică te blochezi rațional. Da, te uimești. Te uimești, nu mai ești capabil. Și în același timp te umpli de bucurie duhovnicească. Că spuneați, te lasă fără aer. Sau îți dă și mai mult aer. Da, te lasă fără aerul acesta de aici. Poluat. De ce credeți, părinte, că simte firea umană necesitatea unei noutăți? Ce se întâmplă cu ceea ce există sau cu ceea ce numem vechi, vis-a-vis de acest dinamism existențial? Că la un moment dat, din fire, simțim că ceea ce se întâmplă nu e suficient, nu răspunde cerințelor și parcă ar trebui altceva. Nu știm întotdeauna ce. De aceea și când apare noul, de multe ori suntem conservatori și îl respingem. Dar simțim din fire că ceea ce este nu e suficient și vrem altceva. Da, noi nu știm cum a fost lumea până la întruparea Mântuitorului. Nu ne putem închipui. În orice caz, o lume a tragediei. Destul de dură și... Păi, nu poți să înțelegi, dacă nu exista nădejdea învierii, lumea aceea era o lume întunecată. De aceea spunea, poporul care stătea în întuneric, în latura și în umbra morții. Da. Pentru că poporul, adică tot ce însemna de la Adam cel căzut și până la, să spunem, iată, Sfântul Ioan Botezătorul, nu aveau acești oameni nădejdea învierii. Singurul poporul lui Israel, singurul Israel care avea nădejdea lui Mesia, dar și aici era confuză. Dovadă că și-au făcut o nădejde, o așteptare după mintea lor. Atunci când s-a împlinit așteptarea, când timpul s-a plinit, la plinirea vremii, odată că s-a împlinit timpul cronologic, dar s-a și împlinit, adică s-a desăvârșit prin întruparea, timpul nu mai arată la fel de la întruparea Domnului, cum era până atunci. Este un timp care țâșnește către veșnicie, pentru că este posibilă învierea. Ei, și atunci, omul care spuneați foarte frumos că are în sine nădejdea învierii, nădejdea veșniciei, el este făcut spre veșnicie, are o conformitate cu veșnicia. Așa l-a gândit Dumnezeu, așa l-a creat Dumnezeu, să aibă o conformitate, o posibilitate, o potențialitate de a fi împreună veșnic cu Dumnezeu, prin har, bineînțeles, adică prin părtășie cu dânsul. Dar spunem că noutatea absolută a venit doar după întrupare și din acel moment toată lumea, să știți că și toată lumea necreștină este îmbibată de valorile lui Hristos. Nu poți să concepi un om care să nu trăiască și să nu aibă o conduită creștină. Măcar că, sigur, sunt tradiții locale, vorbim acum, să zicem, de Asia îndepărtat, Orientul îndepărtat, dar este îmbibată deja
credința lor sau conduita lor, raporturile dintre semeni sunt îmbibate de creștinism. Uitați-vă la desenele animate japoneze. Ei sunt mari meșteri. Acolo sunt elemente creștine, cum să spun, 100% creștine, care n-au existat până la învierea Mântuitorului la întâlnirea cu Lumina, până la propovăduirea Evangheliei. Evanghelia s-a propovăduit până la marginile Pământului. Se vede din orice alcătuire, dacă vreți, și din aceasta juridică. ONU, drepturile omului, toate acestea se vede că sunt îmbibate profund, da. Doar că sunt înțelese greșit în mod umanist. Este în firea omului, nu primește pe Hristos coordonatorul manifestării creștine, dar elemente creștine le primește, pentru că li se par bune și rezolvă anumite probleme. Și așa că în toate culturile, chiar și în cele care rămân păgâne cu titlul în continuare, dar vom vedea în comportament, în tradiții, în ritualuri, chiar influențe creștine, pentru că acestea au simțit și ei că sunt folositoare, sigur, sunt benefice. Și aceasta le-a schimbat viața. Credeți, Părinte, că omul de tip nou, acesta despre care vorbim, este omul universal, omul absolut, cum spuneam puțin mai devreme, compatibil și cu prezentul, dar mai ales cu viitorul? Omul complet nou nu poate fi decât acela care se înnoiește tot timpul. Pentru că altfel, și aici trebuie să te facem... E în fire lucrul acesta. Sigur. Este o natura lui. Să facem, e în natura lui să se înnoiască tot timpul. Adică ceea ce se numește în teologie epectază, har peste har, din slavă în slavă. Adică, știți, Platon ce spunea? Filozofia lui spunea că era o esență primordială din care Dumnezeu a făcut sufletele și sufletele astea, stând acolo într-un rai, s-au plictisit și au căzut în trupuri. Ha. Ei, vedeți, pentru că mintea încerca, căuta să străpungă, să despice niște idei, dar nu putea până n-a venit Hristos ca să dezmărginească mintea asta, să o înnoiască. Nu se putea să înțelegi cum ai putea să învie și cu trupul și toate celelalte. Și atunci, care e noutatea? Că omul trebuie să se înnoiască, altfel ar fi ținut de suferința morții și de frica morții. Că moartea este îngăduită până la urmă de Dumnezeu ca o binecuvântare. Și aceasta a convertit-o Dumnezeu ca și o binecuvântare. Ceea ce era blestem, adică ceea ce și atrăgea omul ca blestem, ca sancțiune pentru călcarea poruncii, pentru păcat, iată, Dumnezeu convertește în binecuvântare. Cum ar fi un om să trăiască 5.000 de ani? Hai să-l întrebăm pe un om de 95 de ani. O mare povară. Ei, și ne-am dat seama, când îi spui cui va să trăiești 100 de ani, asta e blestem. El la 40-50 de ani deja începe să scârție din toate alea, după cum știm și noi că încep lucruri, privirea începe să, vederea începe să scadă, toate celelalte. Ți se întâmplă niște lucruri cu care nu ești obișnuit. Eu sunt uimit că nu mai pot să citesc fără ochelari și nu-mi vine să cred. Mie îmi spuneți. Este foarte, și o frustrare foarte, dar îmi dau seama, de fapt, iată, Dumnezeu ce a făcut. Ca răutatea să nu fie fără hotar, a îngăduit pedeapsa aceasta asupra omului, a limitării. Dar cu ce? Voi dați-i mântuitor, voi dați-i cel care va birui pentru tine moartea și tu, unindu-te cu el, o vei birui și tu. Iată că ne spune asta. Asta e noutatea absolută, care de fapt e veche. E de la facerea, e de la cartea facerii, acolo o găsim când vorbește cu Eva, Dumnezeu. Și îi spune, vei zdrobi capul șarpelui. Iată, îi prorocește că va zdrobi capul acestui șarpe care va ține lumea într-o menghină a fricii, a terorii, până la întruparea Domnului. Ei, lumea nu l-a primit. Într-o ale sale a venit, dar ai săi nu l-au primit. Pentru că ale tale dintr-o ale tale, cum spunem noi. Lumea n-a primit că cel care a venit să o salveze, de fapt, el a și făcut-o. Și iată, cei care primesc, noi spunem,
și nădăjduim și credem, pentru că altfel zadarnic ar fi propovăduirea noastră și am fi deplâns și credința noastră ar fi o pacoste până la urmă, noi credem, mărturisim și cu prețul, iată, cu prețul vieții, așa sunt mucenicii, că aceasta este credința mântuitoare, nu este un sistem filozofic, ci este o credință, este cuvântul cel viu care te înviază, care te mântuiește. Deci aceasta e noutatea. Da, este o reținere a omului în fața noului și o preferință pentru vechi. Este o latură conservatoare chiar dominantă în viața noastră, dar nu în cei care, știu eu, sunt construiți pe calitate sau și aceștia au nevoie de transfigurare. Dar ascultători, o scurtă pauză și reluăm. Cuvânt și muzică. Radio Dobrogea. Continuăm, dragi ascultători, dialogul nostru cu Părintele Cezar Axinte și cu dumneavoastră. Părinte, avem un telefon. Alo? Vă ascultăm? Alo? Doamne ajută! Să rugăm dreapta părinților cu sănătate, inimă bună! Doamne ajută! Am o întrebare. Vă rugăm. Dacă cumva părintele, invitatul dumneavoastră, Cezar Axinte, a fost el la Sfântul Ioan Botezătorul și a ținut predica? Nu știu, eu n-aud, să știți. Dacă ați fost părinte la Ioan Botezătorul ieri și ați ținut predica. Da, un cuvânt așa scurt. Da, înseamnă. Da. Ei, deci acum v-am văzut foarte bine. Sunteți un înger. Ei. Aveți o față. Mai spuneți, doamne, așa. Doamna este săuna. Mai spuneți așa. Doamna ne încearcă. Asta spun rezistența și de la părinții spun așa, atât de frumos și zice, nu mă aplauda că mă bagi în iad. Da. E foarte. Să știți că părinții au, părinții, da, să știți că duhovnicești au și simțul umorului, da. Dar este și de primit, adică ține de râvna și rezistența luptătorului. Trebuie aplaudat modelul care se formează. Că noi trecem, dar rămâne modelul acela care s-ar putea să folosească și altora. Ca în sport sau că în alte domenii. Trece omul, dar rămâne modelul acela de luptător și tentează și dezvoltă gustul și altora. Așa că nu trebuie să fim excesiv de... Eu mai spun așa, prietenilor, ucenicilor, carnea este pentru cei puternici, nu pentru cei slabi. Da. Da, da, uitați și în pauză am primit un mesaj interesant și frumos care ne spune vis-a-vis de acest gust al omului pentru noutate despre care vorbeam puțin mai devreme, părinte, și arăta că firea caută noutatea raiului pierdut, deci este o cerere intrinsecă, chiar dacă de multe ori nu o conștientizăm, aproape instinctual, firea caută bucuria și comuniunea cu noul. Și caută neîncetat până când va găsi ceva pe măsură. Bineînțeles, rațiuni fiind, ajungem să cercetăm și să explicăm, păi, să argumentăm așa acest lucru. Așa se și explic că religia, căutarea lui Dumnezeu, e o tensiune în tensiune, om, care da. Nu poate fi nici cum ostoită decât întâlnirea cu... E ca în dragoste. Ați văzut că e atâta tensiune acolo, atâta dramă până la urmă. Pe fundamentul căutării lui Dumnezeu dezvoltăm și căutarea jumătății potrivite. Sigur că da. Nu este invers, nu. Ci este așa cum le-a lăsat Dumnezeu. Am spus la început despre Ioan Botezătorul, omul de tip nou, și acum încercăm să apropiem cuvântul despre Ioan Botezătorul, pentru că fiind persoană mercată în istorie, lucrurile par mai reale și trebuie să fie, pentru că avem ajutor, la nevoie de ajutor, suntem oameni și o discuție prea mult în abstract rămâne acolo. Despre Ioan Botezătorul, cum spuneam, Mântuitorul însuși spune că cel mai mare născut din femei. Categoric, niciun cuvânt nu e gratuit. De ce a spus, părinte, acest lucru? Ce l-a motivat din comportamentul lui Ioan Botezătorul? Uitați cum sunt părinții ne vorbesc și Sfânta Scriptură ne vorbește despre vase alese. Dacă noi prăznuim, de exemplu, pe sfinții noștri, totdeauna după ziua în care trec la Domnul, după ziua veșniciei, excepția o face Sfântul Ioan Botezătorul. Pe ziua care, biruinței luptelor. Așa, pe care îl prăznuim, iată, la ziua nașterii. Că am prăznuit nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, o excepție. Ei bine, se vorbește de, sigur, Maica Domnului, care... E, dacă mai zis la început, personalități deosebite care...
face să luăm de model. Și aici, în sfârșit, sunt niște deosebiri, dar vorbește Dumnezeu în Scriptură, când vorbește cu noi, ne spune că sunt vase alese, da. Că sunt persoane pe care le alege din pântecele Maicii lor, bine, Dumnezeu vede dinainte totul, dar din pântecele Maicii lor să aibă o lucrare deosebită. Cu toți oamenii Dumnezeu are o lucrare, dar sunt persoane cu care Dumnezeu are lucrare deosebită. Unii însă chiar din pântecele Maicii lor. De aceea, iată că, sigur, vorbim și de viețuirea părinților lui lui Ioan Botezătorul. Categoric au avut un rol în această pornire. Absolut, aici putem face o emisiune. Și ce o emisiune? Zeci de... Dar vorbim de, iată, părinții Sfântului Ioan Botezătorul sunt tratați de Dumnezeu cum a fost tratat Avraam. În chip minunat, două împiedicări. Cea de ordin biologic, să spunem. Deci, Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul, verișoara Maicii Domnului, era și stearpă, pentru că ea fusese și tânără odată și tot n-a avut copii, și era de acum și bătrână, adică din punct de vedere biologic nu mai putea zămisli. De aceea ne spune evanghelistul Luca cu asemenea acrivie amănuntele acestea, ca nu cumva să credem că în sfârșit poate era pe la vreo 50 de ani acolo și a mai putut. Nu, era în vârstă, ca și murit la câteva luni după nașterea copilașului și la câteva luni, nu, chiar la câteva luni, peste un an poate. Ei, și ne spune și că era stearpă, adică Dumnezeu biruie, învinge firea ca din aceste persoane atât de deosebite, fiindcă erau drepți și cu viața, viețuiau frumos, era preot în sfârșit și mucenic pentru Hristos până la urmă, Zaharia, pentru că urma să facă, să asigure lucrarea lui Ioan. Adică în planul lui Dumnezeu, Zaharia a spus prezent. Și mama spune prezent când ia pruncul și fuge. Și pentru acest lucru, fiindcă Dumnezeu cunoaște omul și faptele lui dinainte de a le face, sunt scrise în cartea vieții, fără să le determine, aceasta poate o precizăm altă dată, o fixăm ca să o înțelegem mai bine. Ei bine, iată, se întâlnește Maica Domnului, același Arhanghel Gavril, este cel care înștiințează pe Elisabeta și pe Maica Domnului de naștere minunată. Una fără de tată, adică Maicii Domnului, și una deasupra firii. Ei bine, întâlnirea Maicii Domnului cu Elisabeta umple de Duhul Sfânt pruncul din pântece și pe Elisabeta. Pe Ioan Botezătorul. Iertați-mă. Deci pruncul din pântece ale Elisabeta pe Ioan Botezătorul. Da. Prezența lui Dumnezeu față către față, deși în pântecele Maicii încă, umple de Duhul Sfânt pe acest pruncușor care e ales de Dumnezeu ca să facă o lucrare. O lucrare care pregătește, dacă vreți, primirea lui Hristos. Cum preotul face o lucrare ca să-l pregătească pe om să-l primească pe Hristos. Iată că el, fiind din stirpea aceea preoțească, da, a lui Aaron, tatăl său însuși din stirpe preoțească, iată că transmite aceasta făcând, dacă vreți, o preoție și mai mult decât atât un proroc care pregătește omenirea să-l primească pe Hristos. Și el, Maica Domnului este, Elisabeta este prima persoană din istoria omenirii care spune, prorocește că Fecioara Maria este născătoare de Dumnezeu. Absolut minunat. Pe această linie, dacă vreți, și Ioan Botezătorul este primul care mărturisește despre Hristos, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Acesta este Fiul lui Dumnezeu. Și spune, nu eu sunt Mesia,
Dar Mesia s-a născut, este cel ce vine după mine, este mai mare ca mine, fiindcă a fost înaintea mea. Și spune despre Hristos că este Mesia. Deci nu avem niciun fel de apărare, de justificare, nici noi și nici iudeii, să spună n-am cunoscut. Pentru că au venit la el și au spus, ești tu cumva Mesia? Dacă Ioan spunea da, îl primeau ca Mesia, pentru că poporul îl îmbrățișase deja ca pe Mesia. Nu înțelegeau cumva să fie Mesia, pentru că căzuseră din legea lui Moise. Dumnezeu deja, nu-l mai auzeau pe Dumnezeu. Și le spune Ioan, ce ați venit să vedeți? Trestie în glasul celui ce strigă în pustie. Și le spune, și de ce zice cel mai mare om născut din femeie? Și cu toate acestea, nu e punct, e mic în împărăția lui Dumnezeu. De ce? Pentru că împărăția lui Dumnezeu presupunea cruce și intrarea în împărăție prin cruce și prin Hristos. Pentru că Ioan, până la urmă, coboară ca toți drepții Vechiului Testament. Hristos, prin înviere, abia prin înviere se duce și îi scoate pe toți. Dar este cel mai mare pentru că el se duce, ce să facă? Extraordinar de frumos. Să vestească pe Mesia în iad. Aceasta este noutatea, aceasta este, dacă vreți, el are și el o bună vestire celor care s-au coborât la iad. Și aceasta e frumusețea acestei persoane care împlinește lucrarea lui Dumnezeu, adică se consacră ca și vas ales prin viețuirea lui. Acest parcurs aparține practic fiecărui om. Ceea ce facem aici, vom face și dincolo. Eu, am văzutorul fiind înainte mergător aici, nu putea dincolo să facă altceva. Fiecare merge pe același parcurs. De aceea ne îndeamnă biserica și toată învățătura creștină, ca de aici, este și expresia, aici e raiul, aici e iadul. În acest sens, lucrul pentru care lucrezi aici, pentru care te pregătești, asta îl vei dezvolta și dincolo. Nu poți dincolo să faci altceva, pentru că așa toți ar vedea că dincolo nu e bine. Sigur, virtuțile... în iad și s-ar schimba. Dar nu se mai e schimbare dincolo, ci este doar o rodire. Și noutatea. Vă rog să mă iertați, că spune-te. E foarte important. Da. Deci noutatea absolută pe care o aduce Sfântul Ioan Botezătorul este iminența apropierei împărăției. Iată, spune, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția. Mântuitorul merge mai departe, el îi spune acest cuvânt, zice că a fost înaintea mea, deci de la Hristos știe Ioan Botezător acest cuvânt și îl repetă Hristos, spune pocăiți-vă, nu că s-a apropiat, ca și venit, fiindcă zice așa, împărăția este în interiorul vostru, dar odată, numai odată cu întruparea Mântuitorului, numai odată cu alipirea de el, dacă vreți, cu unirea prin el. Ioan, care este ultimul proroc al Vechiului Testament, spune, s-a apropiat, primiți-l. Și odată cu primirea lui Hristos, Hristos spune așa, iată că a venit împărăția, este în interiorul vostru. Nu o căutați în excursii, nu știu ce. Aiurea, da. Este în interiorul vostru, coborâți în interior, că acolo este un abis pe care Dumnezeu l-a zidit. Și acolo te vei întâlni cu mine. De-aia zice, coboară în cămara ta. Zice, închide-te în cămara ta, coboară în împărăția, acolo vei găsi împărăția. În inima ta este împărăția. Locul de întâlnire cu Hristos. Părinte, ați vorbit și foarte frumos, dar ați accentuat multe aspecte vis-a-vis de rolul părinților în formarea lui Ioan Botezătorul. Despre acești părinți, spune Sfânta Scriptură că erau drepți înaintea lui Dumnezeu. Haideți să explicăm puțin acest termen. Ce făceau ei de să erau considerați drepți înaintea lui Dumnezeu? Pentru legea cea veche... Deci Duhul le-a considerat drept. Înseamnă că aveau un trai particular. Existau mulți preoți și în vremea lui Zacaria și înainte. Nu s-a spus pe toți că au fost drepți. Sigur, dar chiar Mântuitorul îi face morminte văruite, îi face vicleni, îi face șerpi, îi face în tot felul acest neam desfrânat. Bineînțeles, vorbește și despre faptul că strecoară cămila și înghițând țarul. Toate celelalte, doar îi face cu ou și cu oțet, cum am zice astăzi în limbajul ăsta. Da, cum aici să te împiedești de amănunte și abate-le grosiere, te faci că nu le vezi. În primul rând, Zaharia era un preot destoinic.
cu o viețuire exemplară. Ei, ca și soți, ca și cuplu, aveau o viețuire exemplară. Iar aceasta o spune, cine o spune? Știți ce e interesant? Maica Domnului. Da. Maica Domnului care, iată, poate e o noutate, dar trebuie să o spunem, că vorbim de noutăți, care este prezentă la nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Da. Pentru că zice că a urcat Maria într-un sat de la munte, în Hebron, pleacă din Nazaretul Galilei și avea 6 luni. Fiind o situație delicată, Maica Domnului dintre toți care cunoștea și ea destui oameni în jur, n-a avut încredere decât în Elisabeta să meargă să-i spună ce, iată, ce se întâmplase. Mărturisește cine? Pentru că încă nu știa nimic decât fie mie după cuvântul meu. Da. Dar de asemenea spune, vezi că ruda ta este deja însărcinată în 6 luni și se duce și stă cu ea la 3 luni, după care se întoarce la casa ei. Extraordinar! De aici îndoiala lui Iosif, pentru că după 3 luni, după ce se întoarce Maica Domnului, se va fi văzut o modificare, știți? Da, și atunci gândul omului care e înclinat spre rău din tinerețile lui, cum spune psalmistul, imediat a născocit ceva. Dar ce face? Maica Domnului îi povestește lui Luca despre cine sunt Zaharia și Elisabeta. De aici știe Luca și de aici știm noi că sunt drepți. Deci pe mărturia Maicii Domnului noi știm că acest oameni avea o viețuire după Dumnezeu, așa cum ar trebui, adică își împlinea întru totul, după cum se vede că Cavas ales Zaharia moare pentru Hristos până la urmă. Fiindcă pe Ioan Botezătorul căutau ca fiind împăratul. În vremea lui Irod. Irod îl căuta, sigur, că auzise că în chip minunat s-a născut un prunc. Și acum nu știa, magii spuneau de unul, el știa de altul și îl căutau să-l omoare și pe Ioan. De aceea au și fugit în pustie să se salveze și bine le-a fost, pentru că pustia a fost școală mult timp. Da, sigur, este întemeietorul acestei vieți ascetice de... Da, părinte, sunt foarte multe mesaje. O să încercăm în timpulețul cât mai avem să prindem câteva dintre ele. Cineva spune, Doamne ajută, mai toată lumea spune că nu contează dacă ești ortodox, catolic, musulman și puncte, probabil că și altele. Există un singur Dumnezeu. Foarte frumos spune Părintele Ioachim Par că există o singură înțelegere a creștinismului, cel ortodox, și o mulțime de neînțelegeri ale acestuia. Deci iarăși acel aspect vis-a-vis de vremurile noastre în care avem o viață, bineînțeles, de conduită, de dialog, echilibrată, sănătoasă, tolerantă cu toți oamenii, pentru că toți trebuie să trăiască și la cunoștința adevărului să ajungă, dar totuși nu este același lucru să fii ortodox, catolic, musulman, etc. Să spui că avem același Dumnezeu este hulă împotriva Duhului Sfânt. Este, da, este o... Atenție mare! O să facem o dată, chiar o să fac o emisiune despre... poate cu sfinția voastră, dacă o să mă invitați, dacă nu găsim o soluție. Da, cred că așa ideea, un singur Dumnezeu cu semnul întrebării sau ceva de genul acesta, o să întrebăm dileme pentru mileniu 3. Bună ziua, ne spune altcineva, cum se tâlcuiește, nu e bine să iei pâinea copiilor și să o dai câinilor? Și ne și mulțumește, Doamne ajută! Da, e mult de spus aici, trebuie spus doar așa că sunt taine minunate despre Dumnezeu, mărgăritare care nu trebuie să aruncate la porci. Un om care nu are o căutare sinceră și vorbește despre fecioria Maicii Domnului o să te bagiocorească. Și atunci nu iei pâinea aceasta care e hrană de întărire pentru... pentru om, pentru credință, pentru mântuire și să o dai unuia care e îmbuibat de altele. De asemenea, dacă este să vorbim de Sfânta Împărtășanie, atenție! Cum o dai și cui o dai? Cum o dai, cui o dai, pentru că sunt copiii lui Dumnezeu care o așteaptă. Nu poți să o dai așa ca la ghișeu. Da, multe sensuri, sigur că da. Deci, în mod sigur, acesta era un proverb din vremea respectivă, iar Mântuitorul, dacă era în contextul Scripturii cu femeia aceea, cred că voia să o provoace, că Mântuitorul știa ce este în sufletul ei și voia să o provoace. Însă, face o cinste a valorii, cred că la asta se referă, respectul față de valoare. Altcineva spune, caracteristica primordială a Sfântului Ioan a fost smerenia. Nu a înviat morți, etc. Și, adică n-a făcut alte minuni. Nu au fost consemnate, poate. Și cu toate acestea, Mântuitorul a spus că El e cel mai mare. Dumnezeu ne va judeca potrivit cu lucrarea care a făcut-o fiecare asupra omului său celui vechi. Asta e omul nou.
Tiberiu din Statele Unite, da, Tiberiu este mereu alături de noi, dar asta printr-un mesaj. Într-adevăr, vreau să sublinieze că smerenia este un element de mare valoare vis-a-vis de dezvoltarea noutății. În împărăție sunt desfrânate, sunt bogați, sunt tâlhari, dar care au ajuns la smerenie. Dar linia comună este smerenia, adevărat, care vine prin pocăință. Aceasta spune Ioan. Dar ce este mare, Ioan? Și spune, nu se deschid cerurile altfel decât cu pocăință. Da. Această smerenie, vis-a-vis de ceea ce vorbim aici, omul de tip nou, dă omului posibilitatea să lase pe Dumnezeu să se miște în sufletul lui. Deci ăsta este un nivel care trebuie atins. Referitor la pruncul Ioan Botezătorul și la prunci în general, spune la un moment dat că Dumnezeu cercetase poporul și în felul acesta a apărut și Ioan Botezătorul și s-a declanșat această lucrare de la plinirea vremii de sfârșit. Dumnezeu cercetează lumea, poporul, întotdeauna. Putem spune că pruncii părinte se nasc întâmplător sau fiecare prunc vine cu un rost bine stabilit. Sunt multe, foarte multe de spus aici. Mă iertați pentru un minut, două, da. Pentru că așa e timpul. Nici un minut, tocmai de aceea, fiindcă îmi dau seama că suntem pe final, voi spune, în primul rând, un prunc, orice ar fi, este semnul vădit al iubirii lui Dumnezeu față de om. Și atunci, de acolo încolo, toate celelalte se adaugă. Da. Erau multe de spus, dar vom relua poate și în altă emisiune. Mulțumim tuturor celor care ne-au ascultat și părintele care a fost alături de noi. Vă așteptăm să mai viitoare la aceeași oră. Doamne ajută! Doamne miluiește!